Ședința de Consiliu Local a municipiului Dej de ieri a început cu cel mai sensibil subiect, cel al banilor. Cap de afiș, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs a fost dezbătut atât în sala de ședințe cât și pe balcon, pentru ca în final să se decidă în unanimitate ce fonduri și unde să fie distribuite. Au venit bani de la Finanțe, Ministerul Sănătății, fonduri europene cu destinație clară, dar s-a făcut și împărțearea veniturilor obținute din reducerile salariilor bugetarilor a personalului din primărie cu 25%. Pe motiv că banii provin din două direcții, proiectul de hotărâre a fost discutat în două părți. Autoritățile centrale au alocat în principal fonduri pentru sănătate și învățământ, inclusiv pentru plata salariilor medicilor și asistenților de la cabinetele medicale. S-au acordat de asemenea fonduri europene pentru romi în cuantum de 14.700 de lei și fonduri europene de investiții, 800.000 de lei pentru Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian. În privința distribuirii acestor sume, consilierii n-au avut nicio obiecție. Nu la fel s-a întâmplat în privința veniturilor provenite din tăierile furilor bugetarilor, când s-au pornit discuții aprinse. Atât de aprinse încât primarul Dejului, Costan Morar, și consilierii au avut nevoie de o pauză să se răcorească pe balcon. Acolo au ieșit și calculele corecte, dar a mai trecut timp până ca audiența să se lămurească asupra faptului că edilul și consilierii au ajuns la un consens. La fel am înțeles și eu că sunt două puncte de vedere. Până la urmă am convenit. În cazul acesta propun supune la vot poziția Comisiei Economice. Nu, poziția am solicitat la primarul și la primul am înțeles. Am ajuns la același acord consilierii cu primarul. Neînțelegerea a pornit din cauza celor două ordonanțe de urgență prin care se suspendă plata unor drepturi bănești către bugetar prevăzute în titluri executorii. Porul de dispozitiv, căci acesta a fost baiul, a fost achitat doar pe jumătate în acest an. Alte 6 miliarde de lei vechi nu s-au mai plătit din pricina ordonanței. Aceasta nu a trecut de Parlament și dacă în Senat se va întâmpla același lucru, Costan Morar va trebui să stingă cealaltă jumătate din datorie. Motiv pentru care edilul a decis până la urmă să nu mai distribuie atâția bani pe cât și-a propus inițial și să păstreze o sumă frumușică în visteria municipalității. Consilierii și-au dat și ei girul și proiectul a trecut. Din partea autorităților publice centrale s-au distribuit pentru sănătate și învățământ aproximativ 2 miliarde 700 distribuite spre învățământ și sănătate. În același timp am distribuit o sumă de 2 miliarde 282 de mii de lei distribuite în felul următor: 1 miliard 400 pentru drumuri, reparații și reabilitări străzi, 35 de mii de lei pentru Transurb, unitatea de transport în comun, și în ultimul rând pentru sport 280 de milioane de lei și pentru utilități 300 de milioane de lei. Avem o situație destul de grea la drumuri, avem o situație în care ne așteaptă iarna, trebuie să asigurăm materialul antiderapant, motorină pentru utilaje în caz de intervenții.